acceptat acest parteneriat pentru că integrarea europeană poate fi făcută prin unirea cu România. De asemenea, avem o experiență bogată, care am căpătat-o în urma proiectului Caravana Unirii, care s-a desfășurat în timpul lunii iunie și iulie, atât în Chișinău, cât și în raioanele și localitățile din Republica Moldova. Am vorbit cu peste 50.000 de oameni și am întâlnit diferite reacții, diferite metode de argumentare, diferite păreri. Vrem să ne implicăm, acum și într-o altă campanie de informare, pentru că vectorul este cam același, vectorul european.